Bine v-am regăsit la această ediție a știrilor Cinformi. Cu un decret al Ministerului de Interne italian publicat recent, au fost stabilite durata de desfășurare ale proiectelor destinate solicitanților de azil, precum și capacitatea de ospitare al sistemului de protecție al solicitanților de azil și al refugiaților, în vederea accesului la Fondul Național pentru Politicile și Serviciile Dedicate Azilului. Potrivit articolului unic al decretului, durata proiectelor de ospitare pentru perioada 2011-2013 va fi de 3 ani, iar capacitatea de ospitare de 3.000 de locuri de cazare, dintre care 500 pentru persoanele mai vulnerabile. Știrea a fost difuzată zilele trecute de Asociația Națională a Comunelor Italiane, ANCI, care se declară satisfăcută de prelungirea duratei de timp pentru desfășurarea proiectelor. Pentru ca în periferiile și în orașele italiene să nu aibă loc episoade asemănătoare revoltelor tinerilor din Franța denumite banlieue, este necesar să se intervină în mod practic și rapid, susține un studiu realizat de Universitatea Catolică și prezentat recent la Milano. Potrivit studiului, cartierele orașelor trebuie să redevină puncte de referință pentru identitatea populațiilor rezidente. Printre indicațiile oferite în studiu pentru afruntarea dificultăților din zonele periferice se află realizarea unor proiecte care să urmărească recalificarea zonelor degradate, reducerea aglomerației de locuințe, furnizarea de servicii eficiente, precum și asigurarea unui control adecvat pe teritoriu. Studiul relevează, printre altele, că concentrarea populației străine în zonele de periferie poate să corespundă la o creștere ale percepției privind pericolul locuirii în astfel de zone. Joi 13 mai anul curent, Biblioteca Comunei Trento va găzdui la orele 17:30 prima întâlnire dintr-o serie de manifestări pe tema călătoriei. Manifestările au scopul de a favoriza schimbul între diverse identități culturale, un schimb care poate contribui la creșterea persoanei și la îmbogățirea sistemului de valori care necesită să fie promovat în societatea de astăzi. Seria de manifestări poartă titlul Pași și cuvinte, amestec de culture și este realizată de sociologul Adel Jabbar cu suportul Centrului Cinformi al Comisiei de Solidaritate Internațională și pentru Conviețuire de la Provincia Autonomă Trento. Celelalte întâlniri din seria de manifestări se vor desfășura la ora 17:30 în zilele de 20 și 27 mai și luni 7 iunie. Mai multe informații se pot afla consultând site-ul www.cinformi.it. Piața Fiera din Trento va ospita sâmbătă 22 și duminică 23 mai anul curent a 11-a ediție a Sărbătorii Popoarelor. Manifestarea este promovată de Episcopia Catolică, adică Arcidiocezii, în colaborare cu Provincia Autonomă Trento, Cinformi și Comuna Trento. Sărbătoarea va începe în după-amiaza zilei de sâmbătă 22 mai cu jocuri din toată lumea destinate copiilor. Seara aceleași zile de sâmbătă se va încheia cu muzică și dansuri. Dimineața zilei de duminică va debuta cu corul Cittadiala, urma la ora 10:30 de parada popoarelor pe străzile orașului, apoi de rugăciunea ecumenică și de salutul autorităților locale. De la ora 13:30 se va desfășura adevărata sărbătoare cu dansuri, cântece și diverse spectacole din toată lumea. Și a fost ultima știre din această ediție. Vă dorim zile plăcute și senine. La revedere!